În această perioadă s-au desfășurat fazele județene ale olimpiadelor la diferite discipline. Copiii cu cele mai bune rezultate s-au calificat la etapele superioare, cele care vor fi organizate la nivel național. Județul Argeș va fi reprezentat la nivel liceal și de elevi câmpulungeni. Printre aceștia se numără și Teodora Chichirez, elevă a Colegiului Național Pedagogic Carol I. Am participat la Olimpiada de lectură ca abilitate de viață și la Olimpiada de pedagogie, disciplina managementul clasei de elevi, unde am obținut locul întâi și implicit calificarea la etapele naționale, unde urmează să susțin atât probe orale cât și probe scrise. Doresc să le mulțumesc doamnelor profesoare, Herișanu Alexandrina și Pala de Coralia, pentru sprijinul acordat și sper să mă întorc cu rezultate cât mai bune și de la etapele naționale. De ce ai ales să mergi la aceste discipline? De ce nu alte discipline? Sunt disciplinele care se leagă cel mai bine de profilul meu, profilul pedagogic. Mă ajută foarte mult și în practica pedagogică și sunt olimpiadele mele de suflet la care particip de mai mulți ani. Profesorii care îndrumă zi de zi sunt mulțumiți de munca depusă și speră în rezultate foarte bune și la etapa națională. Mă numesc Herișanu Alexandrina, sunt profesor de limba și literatura română la Colegiul Național Pedagogic Carol I. O felicit pentru rezultat, pentru perseverența și tenacitatea de care a dat dovadă, pentru curajul de a se înscrie la această etapă a Olimpiadei după cei 2 ani de pauză. Sper să fac o figură la fel de bună și la națională. Îi doresc mult succes. Îi felicit pe toți elevii care au participat la Olimpiade, la faza națională și pe cei care au luat premii și nu sunt aici și le doresc tuturor succes. Pandemia a afectat și sistemul de învățământ, astfel că după 2 ani de pauză, olimpiadele școlare au fost reluate în acest an. Cum de fiecare dată caroliștii au revenit acasă cu premii de la etapele naționale, conducerea unității speră ca și anul acesta rezultatele să fie cel puțin la fel de bune.